Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitații dânsului. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 și litera A din OUG 57/2019 privind codul administrativ, ați fost convocați la ședința ordinară prin dispoziția numărul 312 din 21 septembrie 2023, emisă de primarul Comunei Cârjol, pentru data de 28.09.2023, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cârjol, județul Bacău, pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Cârjol, Consiliul Local Cârjol, în cadrul Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Cârjol pentru anul 2023-2024, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cârjol pentru ședința adunării generale ordinare și acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor Consiliului SC Companiei Regionale de Apă Bacău, ESA, din 2 octombrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Cârjol și a participării Consiliului Local Cârjol la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare și infrastructurii de apă și apuzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apuzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Cârjol să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. 6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția SC Compania Regională de Apă Cap Bacău ESA a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. 7. Avem diverse. Din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezent 14. Domnul Gogoncea s-o lipsește, dar dacă apare, sper să vină. Fiind prezent de majoritatea consilierilor, ședința este local, legal constituită și își poate începe lucrările. Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? De ce să vedem de ședința trecută? La mai în spate, de unde asta. Dar aștept. Să se spune domnul Soare, nu foarte bine. Mulțumesc. Sunt pus spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. A studiat, ați făcut, ați uitat și eu m-am uitat, n-am de obiectat, am scos pe internet, am citit. Cine este pentru? Dacă n-a râs, n-ați n-am nimic. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2023. Prezintă doamna Spătaru Margareta, secretar general al Guvernului. Prin hotărârea Consiliului Local 402, mai e până la acolo, sunt prea mulți. Așa, prin hotărârea Consiliului Local 42, din 29 iunie a fost ales președinte de ședință domnul Nistor. Vă rog să faceți propune pentru următoarele trei. Nu trebuie să rămână în ca să plecă frumos, dacă vrea vadă, la aia, să rămână tot. Domnul vreau să mai... Propun pe doamna Pulganu. Cine? Am zis să vină un bărbat și o femeie să fie... Cine n-a fost doar? Cine n-a fost doar? Cine n-a fost doar? La slău, băieți, ăsta și cine n-a fost doar? Am ținut evidența și am, dacă vreți, am tabelul. Ce-ar fi problemă? Eu și eu, propun, uite, și de cine alegeți dumneavoastră? Da, eu zic să fie, facă fiecare, prin rotație, se rog. Dacă sunteți de acord cu domnul Dogaru. A, s-a ținut fost primul. Da. Cine a fost primul? Cine a fost pe doamna Lora? Rămâne doamna Lora. Succes! O să vină rândul la tine. V-ați înțeles cu domnul primar să alegeți numai oamenii dumneavoastră, nu? Nu am niciun. Dar ești am omul lui? Da, ești tot omul lui? M-a rezis? A,
Azi, cât sunt lângă ele, s-a duci. Ai înțeles, nu? Cum am depărtat, s-a duci. Deci vă rog frumos, cine este pentru... Așa, numai dacă, dacă doamna, pentru doamna Lora. Cine este pentru doamna Lora? Dacă tot ce atunci nu mai înseamnă că rămâi doamna Lora, da? Așa, se aprobă cu domnul Gogoncea, votați? Nu, am luat la ora. Da, 15 voturi. 15 voturi. Nu v-ați înțeles, că nu era aici, atunci, nu vă știu care. V-am văzut la ușă. Da, dar nu v-am văzut eu. De la ușă. Păi erați cu mâna sus, domnul Sărin. Așa, se aprobă. Cu 15 voturi se aprobă. Trecem la punctul 2 de ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității ale Școlii Generale Pârjol pentru anul 2023-2024. Prezintă doamna Spătaru Margareta. Nu mai spun să-l dar general al Consiliului. Da. Având în vedere adresele 1738 și 1740 emise de către Școala Gimnazială Pârjol, prin care solicită desemnarea doi reprezentanți în Consiliul de Administrație și un reprezentant în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Pârjol, vă rog să faceți propuneri. Deci doi reprezentanți pentru Consiliul de Administrație din partea Consiliului Local și un reprezentant în Consiliul. Deci odată... Faptul că au copii la școală și că sunt cei mai îndreptățiți să referim și la domnul Dogaru. Domnul Dogaru și doamna Maftei Laura. Doamna Maftei Laura. Dogaru și Maftei pentru Consiliul de Administrație, da? A, și pentru Comisia de Evaluare? Domnul Roșu. Roșu Matei, da. Da. Da, vă rog. Da, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva. Acum vreau că franteză până trec la următorul punct de ordine de zi. Vă spun că am fost la o instruire, încă în București, când am fost în 80, și spune așa, că Parlamentul reprezintă la locale. Consiliul Local este Parlamentul și primarul, viceprimarul, secretarul general și funcționarii sunt guvernul. Deci să se dăm cont. Poftiți? În 80 era Parlamentul. Nu, era Consiliul de Miniștri. Și guvernul României era în frunte. Da, dar ulterior a fost la Iași, la Consiliul Social. Consiliul Local este Parlamentul României. Ați remarcat bine de... Era Marea Adunare Națională. Era, da. Oricum votau băiețe. Așa. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritorială Comună Pârjol pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor a SC, Compania Regională de Apă Bacău și IESA din 2 octombrie 2023 și 3 octombrie 2023. Prezintă doamna Spătaru Margareta, secretar general. Așa, văzând adresele Companiei Regionale de Apă Bacău, prin care convoacă adunarea extraordinară a acționarilor CRAB și solicită numirea unui reprezentant, adică mandatarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca să voteze în ședințele acționarilor, ordinea de zi fiind validarea, ratificarea actelor adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, așa cum rezultă din nota de numărul 11.071 a serviciului juridic, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Registrul Comerțului și trei diverse. Deci asta fiind ședința CRAB-ului și aici avem pe articolul Consiliul Local al Comunei Pârjol în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului în SC CRAB SA acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală să voteze pentru în adunarea generală a acționarilor din data de 2 octombrie sau 3 octombrie, dacă nu se va întruni quorumul pentru aprobarea pentru ședință. Consiliul Local, deci în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de quorum pentru ședința adunării,
Valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 se extinde pentru ședința din 3 octombrie. Deci, dacă sunteți de acord ca să-l mandatați pe domnul primar să vă reprezinte în ședința respectivă din data de 2 sau 3 octombrie. Cine este pentru? Da? Se abține cineva? Pentru că în 15 voturi, deci s-a adoptat proiectul ordinii de zi, devenit hotărâre. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici al proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Pârjol și a participării Consiliului Local Pârjol la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare și infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Prezintă doamna Spătaru, Margareta, secretar general UAT Pârjol. Da, deci ne-au trimis adresă de la proiectul ăsta regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Bacău 2014-2020. Este în curs este în lucru și ne-au trimis indicatorii tehnico-economici actualizați la momentul respectiv. Indicatorii ăștia au fost aprobați odată în 2020, tot de către Consiliul Local. Au fost alte sume. Și acum, pentru valoarea, s-a modificat la proiectul respectiv, valoarea totală. Uitați-vă că se aprobă studiul de fezabilitate conform anexei. V-am trimis materialele să le studiați, da? Și se aprobă capacității pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Bacău, conform anexei 3. Se aprobă lista investițiilor aferente întregului proiect. E vorba de 54.367.878 lei, fără TVA, așa, din care participarea Consiliului Local la cofinanțarea acestui proiect este de 1.022.116 lei. Mâine va avea loc ședința în cadrul căruia se vor discuta astea, prin care solicită aprobările ca să le putem urmează proiectul în continuare. Noi nu avem nici apă, nici canal, dar deocamdată prin suntem asociați. Da, fiind asociați. E vorba de slipuim. Avem și noi, într-adevăr, ca să putem intra în proiectul ăsta, avem niște cheltuieli. Și dacă se realizează, într-adevăr, da. Este și cotizația este pe an. Da, este și cotizația și... Da, cine este pentru? Da. Obiecție. Cine este împotriva? Se abține cineva? Nu. Sper că proiectul cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Pârjol să voteze. Da, să voteze în cadrul ședinței respective, da. În calendarea generală, aprobarea planului de evoluție a tarifelor. Deci votează pentru aprobarea planului respectiv. Prezintă doamna Spătar. Da. Păi, diferența dintre strategia de tarifare ce a stat la bază contractului de finanțare în 2020 și cea prezentă aferentă anului 2023 este de 2,5% apă și canal și va fi aplicată cu 1 decembrie 2023. Deci sunt sumele care vor fi încasate de la populații, cei care au această, deci apă da, și canal. Avem, noi deocamdată nu avem, dar fiind membri, trebuie să votăm în cadrul Consiliului Local. Poate pe... Na. Pe viitor, da. Dar fiind membri, trebuie da. Să supunem la vot acest proiect de ordine de zi. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Nu mai avem abțineri nimic, dacă ați votat toți. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția SC, Compania Regională de Apă Bacău, IESA, a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020.
Prezintă doamna Spătanu Margareta, secretar general UATE. Da, asta este adresa DIP-ului prin care ei vor ca terenurile respective pe care s-a făcut proiectul și măsurătorii și au fost de la noi, noi am fost prin sate, domnul primar când a trimis și au semnat populația pentru, pentru pe fiecare uliță, pe fiecare unde vor trece conductele respective, terenurile astea trebuie puse la dispoziție ca proiectul să poată meargă mai departe. Deci prin, prin hotărârea, da, da, deci noi dăm deocamdată cu domnul primar, dăm declarații și Consiliul Local, într-adevăr că terenurile se află în domeniul public, v-am trimis hărțile, le-ați văzut, dar sunt terenuri care se află pe lângă, în afară, nu intră pe proprietăți și noi trebuie să le punem la dispoziția CRAF-ului ca să-și facă... Da, și ca să poată proiectul să semneze contractul de finanțare, da, și tot să apuce de... Pentru cauze de utilitate publică, da, pot face, da, și... Deci, cine este pentru? Sunt împotrivă? Da. Se aprobă cu 15 voturi. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7, diverse. Vă rog frumos, spuneți. Da. Strada Sergiu Maslou se fac asfaltările. În proiect e făcut în așa fel încât numai într-o parte să fie șanț. Atât. Este normal ca să treacă un șanț peste drum? Adică este asfalt făcut și treci un șanț? Așa e făcut proiectul? Dar tu fac în afară proiectul? Atunci arătați-mi și mie acel proiect. Vreau să văd și eu proiectantul acela, incompetent, cred eu. Noi am predat terenul peste drumul. Mergi la nici, vorbești cu cu firmă, respectiv, nu mai. Cu firmă. Deci dumneavoastră la primărie nu aveți niciun proiect, nu aveți nimic. Trebuie să merg la firmă. Deci la firmă, cerile exact și și cum. Domnul Dumnezeu, cine le-a vrut de statele? Nu le-a nimeni intervenția primăriei. Dumnezeu, sunt consilier local. Vreau să văd și eu asta. Da, cu minte. Eu sunt consilier local, vă bagi mața în seama? Eu vă fac. Vă bagați peste eu unde umblu, da. Dar vezi eu, cine umblu? Trebuie să-mi dați eu. Sunt, da, corect. Deci, da, n-am zis. Nu vreau să jignesc. Nu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar dacă e așa, nu uite. Nu uite, așa, ascultă-mă. Așa, ascultă-mă. Ascultă-mă. Da. Dar poate nu e adevărat. Dar stai pe dată. Da, da, are... Domnul primar are iertate, uite, vă ascultă. Tu îmi trebuie. Domnule Viorea, atunci mergem la primărie, vedem care e problema. Vorbim cu inginerul țară, da, și secund. Da. Deci să vă spună, dar cum? Dar cum o așa? Citești unde e? V-am sunat data trecută pe dumneavoastră, dacă nu puteți să veniți dumneavoastră, să sunați-l pe inginer, să vină la fața lor. Chiar să vedem, chiar așa e făcut. Da, dar muncitorii ai ceva cu ei. Da. Cum așa e? Dar vorbești cu ei, nu se vorbești cu ei, mai vine un inginer în coate. Exact la Timorul Andrei, unde se termină, înainte să se termină asfaltul, la port. Deci acolo s-a făcut un șanț. Dar să zic șanț, s-au făcut, nu s-au făcut din cap. Sigur că nu, dar nu face nimic. Dar nu ai cum. Adică trece un șanț cum? Stai, dacă nu este părul acolo. Că nu este părul de pe jos. Da, dar trece un șanț peste drumul. Păi trece pentru că nu face fața apa, poate așa e proiectat. Nu, cum ar trebui? Nu, dar chiar, nu, dar chiar, vreau să spun și eu cine e acel proiectant. Cine e acel proiectant care se face așa ceva? Adică sunt sume din PNRR, sunt bani mulți, sunt bani mulți. Proiectantul nu cred că proiectantul a făcut proiect doar pentru un singur șans, numai într-o parte și în cealaltă parte nu. Adică sunt fonduri europene. E posibil să fi făcut că nu face față șanțul respectiv și a considerat și că vine mai mult de apă. Și în două părți. Și merge... Dar numai pe o parte... Merge, merge, da, s-a făcut numai pe o parte. Partea cealaltă se putea face și partea cealaltă. S-a făcut economie, clar. Da, că cineva a băgat cine... Dar de ce zici că trebuia și cu partea aia? Nu spui două părți, sunt foarte că două părți. Nu spui așa, vreau Auziți? Mai fost prin satele astea vecine așa, mai fost? Să vedeți că e numai stradă fără șanță stânga-dreapta. Hai să vă dau un exemplu. De la Câmpeni de aici încolo, este șanță stânga-dreapta la Pustiană, partea aia este stânga-dreapta? Hai să nu aderă, hai să nu aderă. Poate omul la toate ulițile ar vrea, cum a făcut asfaltul ăsta, pe Pustiană, pe Pârjol, pe Tărâța, așa, ar vrea și Hăinean, ar vrea și... Bărnești, aș vrea să... Două secunde. Degeaba facem asfalt, băgăm o grămadă de bani,
Iar pur și simplu când vine apa, duce tot balastul. Păi de asta am făcut peste, de asta am făcut peste. Cred că de asta am făcut peste. Ascultă-mă, tu vezi de la biserică, de la biserică la deal, ce e gol? Ascultă, de la biserică la deal. Aversare se face cu rigolă, se face cu Marcel. Marcel, ai văzut? Marcel, Marcel, două secunde. Mă ascultă dacă mă cer. Dar nu ni tot pe vine rigolă ca o sabă, adică. Este făcut și altă din ce. Dar trebuie să facă ceva, nu ce rigolă de asta. Nu pun din cavar, de ce să pun? Dar ce să pun? Cum ce mai făcut așa un șoc? Nu are cum să pun. Că la biscuit se face pătrat. Pătrat, mai larg și se lasă tot. Deci pur și simplu s-a făcut un șoc. La ce la sus? Să mai pun pe cer, tot ce gândea. Să vină să spargă, nu e nicio problemă, da? Dar v-am spus că rigolul nu se poate. Ascultă, ai văzut de la biserică. Nu are cum să spargă. De la biserică la Bruxelles, la stânga, merge pe la cămin, iese șans pe stânga, merge la dispensar, o spargă acolo tot și o merge la vale. Pe dreapta iese șans? Stați așa. Deci, unde nu se poate, unde nu se poate, nu e nicio problemă, eu înțeleg. Vede, dacă nu este. Nu se poate, dar unde au fost niște măsurători top, au fost. Sigur, dar proiectant, așa au studiat tot terenul. Aiurea n-au făcut și mai ales au verificat tot. Arată-ne și nouă, arată-ne și nouă poziția. Dar în primul rând este verificat de atâtea ori la București. Și proiectantul nu face aiurea, domnule. Eu am fost proiectantul care am fost și eu și întreabă, domnule, și până la urmă, așa, trebuie să dai explicație, adică nu. Și până la urmă, până acum n-am avut și așa. Dar nu rămâne așa. Nu are cum să pună. Ce ești respectă pe ei, tu n-ai drept. E pur și simplu turnat un șans peste drum. Deci, uite, atunci dumneavoastră, nu credeți că acum încep. Ați văzut, nu? Vin eu acolo la fura cu inginerul. Nu, de asta domnul primar, că dacă nu vorbim ziceam, băi, nu, nu, nu. Dar eu o spus din acolo, dar s-a dat în tânt, nu au fost, dar nu știu am spus ăla. Un tub? Bine, hai la urmă, nu-i să-l urmă trebuie. Au fost niște probleme cu Cristiana Coașcă, apă foarte multă, da? Tocmai pe vale și s-au inundat fântâni și au intrat, au fost probleme la vale. Probabil încearcă să strângă din cantitatea de apă, să devieze, să împartă cantități de apă. Dar nu se poate face șans peste drum. Se face, se bagă un drum mai mare, se colectează, se face. Dar e la nivel, la nimic. Păi da, acolo nu ceva. Păi da, o să vedem, stai liniștit. De asta v-am chemat. Haideți să vedem la față, mai pune. Domnul primar, zic că nici nu știu. Nu e normal. Dar nu poate să facă toată lumea. Da. Acum, domnul, eu cu gazele ce fac? Domnul, brigata și... Domnul Sărei, stați-le! Tot ați spus dumneavoastră că sunt mâna dreaptă. Hai să vezi că candidez viceprimar cu zi, să vedem ce se face. Poate să-mi plec ce-a lună!